Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, sunt cu Davidescu aici, am ieșit și noi pe oraș cu tata, cu Pintea și cu Miha, dar Mihaela s-a dus până sus că am uitat ceva. Tata este afară cu Pintea, filmează ceva și am zis să dăm și noi drumul la un vlog aici în mașină ca băieți. Ia zi, David, vorbește și tu cu prietenii noștri. Ce să zic, prietenii, eu mă joc. Ce te joci? Davidel este răcit, măi prieteni. Mă joc FIFA pe telefon. Este răcit, a răcit, dar bine, și-a alergat. Am fost la Costi acasă, la prietenul nostru, și-a alergat pe acolo copilul lui Costi. Și bă, da seama, s-a jucat cu mingea, a transpirat, a fost și frig. Și n-a răcit. Prieteni, ați văzut și voi balamucul ce s-a întâmplat ieri. Țigăneala asta de care v-am spus și eu că sunt foarte sătul. Cu problema de am fost la spital cu tata cu ochiul. Toate este în regulă, cum este ok, să vedem când o să mergem la operație, să ne programăm cu doctorul. Dar țigăneala asta, mare rău. Cu Olga și cu patron, trebuia să fie ele doamnele asistente, doamnele doctor, nu știu ce să zic. Tocmai de asta spuneam că vreau să schimbăm treaba asta. Adică să înțeleagă și ei, să asculte și ei de regulile astea care sunt în ziua de azi, de sfaturile medicilor, pentru că medicii știu foarte bine ceea ce fac, fraților. Au facultate, au ani de muncă, experiență. Dacă doctorul spune că trebuie operat, trebuie operat, nu e așa? Pe bune acum. Dar vedeți, toți merg pe concepția asta țigănești. Nu, domne, lasă că-și revine așa. Și de asta, doamne ferește, ajunge la altele chestii, la alte chestii mai grave. Tocmai de asta eu vreau să mă îndepărtez de gândirile astea, de mentalitatea asta și de toate nebuniile. Asta este. Noi o să mergem în oraș, prieteni, știți că v-am povestit în urmă cu câteva vloguri că am mașină la service. Astăzi o să merg să o iau. Să vedem ce i-au făcut acolo și cum este. Pentru că eu n-aș pe afară mașină, uitați și Pintea a stat după noi, ne-a ajutat. Ne-a cărat de colo-colo și el vrea să plece acasă și na. Îi mulțumim oricum lui Pintea că a fost alături de noi și ne-a ajutat. Și acum așteptăm să vină Miha, să vină și tata și să mergem să vedem ce se întâmplă și cu mașina la service. Prieteni, în legătură cu mama ce a spus, voi mi-ați dat comentarii, am văzut, aveți dreptate cu mama. Că nu pot să o iau ei să stea cu noi, că sunt copii acum cu școala, ar trebui transfer de la școală, e situație complicată. Dar așteptăm să vină și ursul acasă, prietena noastră Haia. Când o să vină ursul să vedem, o să merg și eu. Și să stăm de vorbă, să vedem ce avem de făcut, fraților, și de situația asta cu copiii, cu școala, cu toate nebunile astea. Că știți și voi ce și câte s-au întâmplat în ultima perioadă în, în viețile noastre. Nu-i așa, Davidescu? Da. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu, prieten, că a fost alături de noi și suntem sănătoși. Tai și cu tata și eu sunt îngrijorat cu asta care are picioarele cam umflate, nu știu. A făcut o programare la cardiologie, să mergem la cardiolog să vadă ce are. Probabil de la inimă, nu știu. Are și multe investigații de făcut la inimă, dar vă dați seama, acum e cam frică și ieri era frică să facă injecția aia în ochi, ce a spus doctor. Înțelegeți? Și na. Dar trebuie să meargă să rezolve problemele astea. Și cu mâncarea trebuie mai ușor, na. Acum de când a venit de la închisoare, știți și voi, a mâncat și aia și aia și aia și nu e tocmai bine, dar totuși ar trebui să pună stop la treburile astea. Pentru că mâncarea, prieteni, ziua de azi ne distruge. Am ajuns și eu la concluzia că de la mâncare ni se trage totul, toate bolile. Bineînțeles, nu pe loc așa, dar în timp, de-a lungul anilor, o să ne afecteze într-un fel. Și nu este bine. Dar vom vedea. Davidescu? Da. Tu ce mănânci, Davidescu meu? Păi nu mănânc nimic, eu așa. Nu acum. Ce vrei să mănânci? Am mâncat deja. Adevărul e că aș mânca și o oiță la grătar. Da, e gras. Mai zi, of, 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 lasă că mâncăm noi. Lasă, vrei lasă, că îi prindem noi acasă. Vrei să mergem la București să mănânci și la Ciotoianu? Nu la Ciotoianu, vreau o pastramă așa făcută de noi. Dar eu vreau la Ciotoianu. Nu la Cioto. La Cioto când o să avem ocazia, când mergem la București. Și asta este treaba. La Cioto. Bam, 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 bam. Da. Haideți, prieteni, că revenim când vine și Mihaela și tata și mai discutăm, mai vedem, o să mai filmăm ce facem astăzi. În șatra de la Pitești. Șatra de la Pitești? Revenim.
Bancă. Ia uitați, măi, prieteni, am venit în Părculeț. Salutare. Hai, mă, undiță, mă, cocai. Hai, mă, o undiță, să prind o broască coarie. Adu undiță, hai. Păi n-am undiță. Cum, mă, n-ai undiță, să prindem o broască? Să prindem o broască, ia să vedem. Nu aici, nu aici. Să nu cazi, dă-te jos. Uite, uite peștele, mă. Da. E mare asta, nu? Vine să sară în ea. Nu e mare. Hai, 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 David, de dăm drumul. Păi dă-te, dați-vă jos de pe bordura asta. Mai bine. Așa. Da? Băi, David, de da. De unde luăm o boată? De pe cuit. Ce cald, e frumos. Da, Miha, super slim. Da. E chiar am slăbit. E chiar da. Super slim. Da. Ca slăbit, auzi. Uite, mergem și noi la puișorul, la unde e pinta, hai, duc. Da, pinta s-a băgat acolo, la îndrăgostit. Da. Pentru că, uite la mine cum merg Aline cu picioarele umflate. Nu a patrare de bine, că din cauza aia ei mănâncă oaie și sare. Nu știu, trebuie să mergi la control. Păi nu-i așa, Pintescu? Dar numai patroana e de mine. Uite, stăm aici așa. Frumos, de vorbă cu Pintea. Ce mai faci, Pintea? Nimic. Bravo. Răcit, am luat răceala de la David, mereu. Mamă, e corona asta. Am nasul fundat, am transpirat, am temperatură. Mă, asta este corona. Tu, Miha, ce spui? David, mă uit. Nu am mai trecut răceala, nu mai trecut ca așa tare. Și am luat eu un locul tău. Și după aia îi dăm drumul la treabă, da? Da, măi, prieten, am venit în Părculeț. David, vreau și eu să-mi pui melodia. Relax. Aia, că mi-o melodia cu Ghiță Ciobanu. Auzi, David, știi melodia? O găsești? Cum, mă, nu? Cum nu e stână ca, nu e stână ca, nici, ca Ghiță Ciobanu? Nu e nicio stână ca, ca stâna cui? Zi. Nu știe. Zi, mă, lui Ghiță Ciobanu. Bă, Pinte, dai, mă, știu, oaie. Da, mă. Iar n-ai bani. Toată viața ta n-ai avut bani. Am eu, mă. Vrei? Da. Îți dau și împrumut. Da, da, ia zi ce idee ai avut azi dimineață. Ce face? Da, mănâncă și bea, lasă. Mănâncă patroane, uite, numai mici, cu bucătare, numai grătare. Viață. În direct acum, în direct. Patroane, numai mici. Am mâncat acum o săptămână. Păi, dar patroane, uite ce a făcut, cârnați, cu mămăligă, cu... Pintea. În direct acum, mă, în direct, ia vezi dacă e în direct. Mă, Pintea, ia zi ideea aia ta. De azi dimineață cu X6-le. Lasă-mă ideea, că n-am bani. Era bună ideea. O luai pe datorie și mergea. Mă, cocai. Chiar era o variantă bună. Ce faceți, mă, fraților, așa regimea ați pregătit lui Leo? Pe unde? Că Leo nu era acolo. O să dați ortul popii mâncând. O să dea ei cine ne blestemă, mă. Ce-ați făcut cu Verigheta ăsta, cu Verigheta, sau ce? Gyuveta, mă. Cu Gyuveta. Cum zice patroana dietă, Gyuveta. S-a dus Gyuveta. Ce zice, mă? O, are bucătarul ăsta în cap, zici că e urs. Păi dacă e bucătar, nu trebuie să fie gras. Da, pe bune s-a îngreșat bucătarul. E șef, mamă, șef bucătar. Mamă, ce comentarii lasă lumea aici, uite. Băi, șef bucătar, cum îl cheamă, Buștean. Atât știe patroana, să mănânce și să bârfească, în rest nimic. Cum, mama mea? Să mănânce și să bea, ai spus. Unul mănâncă și două femei se uită la el. Cine? Bucătarul, el mănâncă. Și cutunița nu mănâncă. Să vezi tenduri, artere. Băi, ce citești, mă, Pinciu, zi? Ce mai zic? Zice lumea. Of, ce poftă mi-ați făcut. Să aveți poftă. Mulțumim, Doamne ajută, pofta bună și vouă. Ce înseamnă să lucrezi de la 17 ani până la 65? Păi da, dar câți vrei să lucrăm la 90 de ani? Hai, Pintu, vină cu nu mai arăta. Da. Doamne, Pintea. Băi, Pintu, hai, ducule, mai cinește-ne întrebări, ce mai zic panii noștri. Măi, vreau să spun la prieteni ideea ta cu X6-le, te rog eu. X6. Azi, cum ne-ai propus? Să-mi dai și mie bani împrumut, să-mi iau un X6 și să vă dau banii. Dar cum ai să ținem X6-le la noi, cum? Da, până vă dau banii pe el. Păi cum? Așa, adică să cumpărăm noi un X6. Da. Să-l ține la noi până ne dai tu banii pe el. Da. Și după aceea ți-l dau. Mă, ce idee. Ce mai dăm și-l ținem noi? Zi, David. Ce părere, Mihaela? Pintere numai idei încurcate. Păi,
pinta, crede că dacă noi punem mâna pe 6 ăla, putem după aia să nu mai dăm înapoi. Nu vrei 6, n-au, n-au valoare mașinile, sunt niște fiare, mașinile n-au nicio valoare, nici nimic. Și când se strică, da. Niște fiare, mașini, tot ce vrei, fiare. Cum mă pinta? A, telefonul ăsta e plastic, mașinile sunt fiare, hainele sunt niște cârpe. Dar nu, ia-i că omul are e carne pe el și atât, suntem ca niște animale. Să vinem telefoanele astea, o să ne luăm iPhone 15. Să le dăm pe astea, că sunt 14 și asta au învechit. Și aici pe 15 nici n-a ieșit la noi. Au două luni. Nici n-a ieșit la noi 15. Dar ce ne aduc fericire toate astea? Păi nu ai zis să luăm iPhone 15. Băi, luăm iPhone 15. Nu mai iau, că nu vreau. Nu mai zi așa, recunoaște măcar, că nu e bine. Păi da, minți, nu-mi place că modelul, adică cum a ieșit, e urât, are, sunt încărcător de Samsung și nu vreau. Mai bine USB-C. Asta, da. A, îți place are cablul USB-C. Ăsta de telefon. Da. Trebuie să încarci și iPhone-ul cu de la de Samsung. USB-C. USB-C. Bravo, Cocai. De unde ești tu, Cocai? Nu, băi, Pint. Nu spune la prieten că vrei să pleci la Strehaia. Nu, bă, lasă-mă, bă, ce mă finuiesc pe mine? Tot ai treabă cu mine. Finuiază și tu pe aici. Lasă-mă că-s nervos la răceală. Am nas un vreau să fac și o vizualizare pe spatele tău. Fă pe capul meu când mor la înmormântare. Filmez înmormântarea. Mă nervez. Da, doamnă, lăsa-mă telefonul, mă, la capul. Băi, e nebun. Doamne, Pintea. Băi, Pintea, dacă... Mamă, ai început de chelie. Mamă, Pintea, nu pot să cred așa. Mergem în Turcia să punem păr? Da, chiar. Bă, mergem la doctor în Turcia să punem păr. Stați că vă zic o glumă implant despre Pintea. Zi, hai zi-o. Pintel cu capul chel. Pintel cu capul chel. Oprește-mă. Dar are părul mare. Oprește-l pe Anaser. Mă, cum e, te lasă pe zi-o după aia pe Anaser. Te mai încet. Măi, când închide să pe cumătru Anaser. Da, e în America sau unde e? Da. Unde ai văzut că am început de cherie? Aici în spate, uite. Unde? O să vezi pe vlog la mine. Ia uite, unde? Uite. Ai deja lipsă pe aici. Ia. Ai lipsă. Băi, și pe asta am început de da cherie. O să ajungi ca Tommy. Da, dar trebuie să plecăm în Turcia să punem ce păr. Lipsă? Implant, da, unde a făcut Nedel da, cu Turcia. Am început de cherie. Încep să cherez la 28 de ani. Hai, surul pe Nedel, pe șavarna. Surul pe șavarna. Ia mai filmează să văd pe vlog. Uite, lipsă. Pune degetul, ne-am lipsă. Mihaela. Uite, toată lipsă partea asta. Asta. O să vezi pe vlog. Da, uite. Să plecăm ia, în Turcia. Ia, din spate să... tot se vede. Ia, măi... În spate nu. Dar te atunci Traian ca pe câini. Da. Măi, Pintu. Ziru șavarnele, dă 3-4 mii. Mă, da, să ia, te-am atuns Traian. Auzi, Alin, ca pe câini m-a atuns. Deci, nu te mai duci la Traian. Ca pe oi. Ei, vei încet. Nu, că Traian e fratele nostru, Traian. Aline. Traian frizerul. Aline. Ce? Pintea, ce facem? Mai mergem la Strehaia sau nu mai mergem deloc? Păi nu, să mergem la Strehaia, duminică trebuie să fim înapoi, e încurcat. Păi da, dar părea rău de patrona și de Olga, ce să facem? De ce lasă-le că stau taci bine, numai a făcut, auzi ce a făcut patrona. Ești pe tine, tachi. Auzi? Hai, te ești pe tine la Strehaia. Auzi? Bine, hai. Auzi ce a făcut... Patroana a mâncat hernie de fasole. Mamă, de unde a mâncat hernia asta, mă? De fasole. De fasole cârnat-o, Chiro Giambașu. Ce? Unde am achele, e mincinos? Fasole cârnat-o, Chiro Giambașu. Băi, știți cum a zis Tommy la emisiune la Wowbiz? Nu o să zic că hernia romilor, a zis hernia romilor. Unde am chelie, Aline? Și s-au rupt pantalonii și nu putea să mai ridice de pe scaun. Stai puțin, toți se băteau și Tommy stătea singur pe scaun calm. Și ei își dădeau cu scaunele în cap și el nu s-a ridicat că avea pantalonii rupți. Pe bune. Vino să vezi. Ce? Unde am început de chelie? Lasă că vezi tu pe vlog adevărul, că acolo nu se vede. Deci era prieten, luase tata lui Anca, trăia atunci Dumnezeu să-l ierte. Deci trăia atunci și a luat scaunul să dea. Când mă uit că a luat scaunul să dea în cinema, dădea și el într-o pată, în cine credeți? În Adelina Pestriț. Păi da, i-a zburat telefonul Adelina de pe canapea pe acolo, l-au spart, l-au... Adică pe bune, nu mai știau care cu care. Băi, ești prost! Dar Tommy, dacă vezi emisiunea, ce calm stătea Tommy pe scaun și toți își dădeau cap. Dar avea pantalonii rupți. Da, știu. Și nu putea să mai ridice, frate. Toată lumea era... Să bătea, cum era relax pe scaun, să uita la ei, zburau scaunele deasupra lui. Am început de chirie, acum am văzut. Păi când eu îți spun și nu mă crezi. Azi, pe aici lipsă, nu? Măi, fratele meu, trebuie să mergem la Istanbul de urgență la operație. Mamă, aici am lipsă. O să mergem, frate, să punem păr.
Și când e păr, și stai, facem apel. Mare, nu se vede. Da, apel. Scurt, apel către toți prietenii care și-au făcut implant de păr să ne recomande și nouă o clinică să îi punem lupintea păr. Băi, Șavarnescu poate să recomande. Parcă nu e prea reușit al lui Șavarnescu. Pe prietenul meu ăla care duce pe ei în Turcia. Cum îl cheamă, Aline, că nu mai știu. Asta e mătunt la Bendeac, cu barbă și chel. Da, mai hai acum, mergem. În schimb aspectul, chel cu barbă. Bă, dar pe bune, parcă te-a tuns prost, Traian. Ai niște borduri așa în cap, frate. M-a tuns aiurea. Zici că ești Batman. Da, dă-te mai așa. Ești? Bă, am... Ești nebun la cap, am dat asta, am... Ai început de chelie, în 7 luni maxim, nu mai păr deloc. Ce faci acolo? Să faci poze la chelie? De să-ți facă să vezi. Poate am cancer de încă de părul. Crezi? Doamne ferește. Bată-ne-mi. Doamne ferește. Ce zici, Mihaela? Nu mai relax. Hai mă că nu se vede așa rău. De să-ți fac eu poze să vezi. Ia. Dă-mi coa. Ia, stai jos. Aha. Stai, uite-te în jos. Mă, uite-te în jos. În jos. Așa. Ia, fă-i și un video. A, video? Stai că e camera murdară. Ia. Ia uite. Ia uite, ia uite, ia uite. Ia, uite-te. 3 luni mai ține, maxim. Hai mă, că nu-i chiar așa rău. Bă, nu-ți dai seama, dar știi cum se vede în afară de cameră, uite live așa. 3 luni mai ține părul ăsta. Mă, ce filmare ai făcut aici? Cu părul. Cum, ce filmare am făcut? Nu se vede. Nu se vede mai bine, lasă, mă minți, mă sperii. Eu nu minți, treaba ta. Hai să vezi, ia uite porumbei. Am aproape 30 de ani, e normal să chelești. E normal? Nu e normal, frate, la 30 de ani să chelești. Ai îmbătrânit. Ai nebătrânit pintă. Cât să ne-ai pintea? 28. Mai e 2 ani și bătrânești. Gata, 2 ani și ești terminat. Nici mai e 2 ani și bătrânești. Peste 2 ani ești distrus. Nu e așa? Ce faci, Miha? Fumezi liniștită? Unde te crezi aici, la stațiune? Am văzut pe poietul. Știi poietul de la București? El are părul mai rar ca al meu. Poiet Șucaru? Poiet Șucaru, da. Cum adică? Și vrei să spui că poiet Șucaru e chel? Nu, are părul rar, rău de tot. Așa un poiet, o penelor om ca două. Dar stă bine. Vezi că te bagă la judecată la asta, poiet, acum. Trebuie să faci plata pentru asta. Vezi, dacă poetul e șmecher așa cu părul, așa stau și așa. Vezi că e diochea porcul. Știi cum am făcut eu că am diochea porcul? Am diochea porcul. Mi-au zis unii din București că am diochea porcul. Așa. Și după aia au chemat un șef de-a lor, care nu vreau să dau nume acum. A venit unul după aia. Păi ziceai tu că am lipsă, nu? Da, ia taci. Băi Pinto, era unul prieten. M-au amendat unii, cineva de la București, niște țigani, m-au amendat că am trecut pe strada lor, mi-au zis și că le-am diochea porcul. Și să vedeți și voi. Au zis pe că porcul... Pe bunea, și e reală povestea asta? E reală, mie mi s-a întâmplat. Ia. Bine, când eram și eu la București, acum 25 de ani. Așa. Venisem și eu la București, mă dădeam șmecher. Uh-huh. Și au venit țiganii, mi-au zis că le-am diochea porcul, că am trecut pe strada aia. Da. Și a tras porcul să moară toată noaptea, au stat toată familia lângă el, au stat copiii lor, adică, au stat nepoții, toți, au stat lângă porc și până la urmă a murit porcul până dimineață. Și au venit să-mi ceară 20.000 de euro. Au simt. Da, păi nu puteai să le cumpere al porc de porc. Păi era porcul familiei. Era porcul ăla care... Dar să vezi ce spuneau, domne, ce-a plâns a bătrână de porc. Deci nu-ți vine să crezi. Ce-ai căutat tu pe acolo, pe strada aia, nu știu. Ai înțeles? Genii, să-ți iau prieteni cu mine. Da, unii. Domne, te să nu știu ce. După aia când discutam noi acolo, ascultă-mă. La vine, porc, vine alt țigan, unul mai gras, bulibaș. Auzi ce fac țigani, auzi. Ce manevre fac. Ascultă. Ascultă-mă. Când vine alt țigan mai gras, bă, stai leu de la Strea, fratele meu, mă ia și mă pupă. Câți bani trebuie să vă dea, mă? Toregia lor acum. Da, toregia, da. Ai înțeles? Dar e 20.000 trebuie să ne dea că a murit porcul. Luați-mă de la mine 20.000 și face la mine. Lasă cu metri că rezolvă problema, că ei nu știu cine ești.
dă 20.000 în buzunar și le dă 20.000. Eu nu mai apucat să zic nimic, nu le dă sau le da. După aia îmi dai banii tu mâine. Eu bine. Acum, ce să mai zic? Le-am zis, bine, îmi dați voi... A zis, îi dai tu banii. I-am dat banii, dau banii mâine. A venit după aia, îmi spunea să scurgă sângele din cap dacă te mint, dacă nu pentru tine. Adică să jura pe el, da. Dar să mă jura pe mine. Să de jura fapt. Și pe tine, da. Adică să scurgă sângele din cap, aha, îmi spunea. Să scurgă sângele din cap dacă nu am dat pentru tine, că nu știu ce e familia mea. Eu nu l-am cunoscut pe țiganul ăla niciodată. Bine, l-am cunoscut după aia. Manevre. Dar nu l-am cunoscut niciodată. Până atunci nu l-am cunoscut niciodată. Era țigan șmecher, adică țigan auzit de București. După aia, printr-o trece vreme, du-te vreme, a venit a doua zi. A doua zi cu metre, vezi că banii aia i-am luat împrumut și trebuie să dai dobândă la ei încă 5.000. Eu acum ce să fac? În fine, am venit a doua, a treia zi, nu m-am dus imediat. M-am dus să-i dau banii 25.000, că nu, că mai trebuie să dea 2.000 dobândă, nu știu ce. I-am dat 27.000. M-a costat porcul 27.000 că a trecut pe stradă. Uite! Deci chiar te-ai uitat la port. Mă, așa se face la București. Poate l-a de ochea pe bune, bine, da. Da, pe bune, de asta a fost întrebarea momentului. Pe bune, chiar te-ai uitat. E ca aia cu cătă. Auzi, dar sincer, și eu sunt curioasă dacă te-ai uitat la porc. Pentru că oamenii... Pe care porcării nu trecuse pe stradă pe acolo? Vă fac o să la manevră. Regie, dar auzi, da. Las, doamne, Leo, ce ai căutat tu pe stradă ca să le dea ochi porcul? Ce căutai, cine te-a pus în pe acolo? Încercam să vorbesc, să le spun că mine am trecut pe acolo. Da. Vorbeau peste mine, nu mai aveai ce să le faci. Da. Ai înțeles, cu gura mare, da. Am văzut tot așa. Ai picat în capcană. Eu de frică, venisem și eu la București. De frică, suntem și erau țigani meche, da. Auzisem eu de ei. Ai înțeles? Și ca să zonă și iară așa cu japca, au făcut de o regie, o manevră, ca să ia și ei bani de la tine. Bun, dar bun asta cu porcul. Ce zis ea, mă, am zis că le plătesc porcul 25.000, i-am dat 27.000 pe porc. Da. Bun, am îngropat porcul. După aia alte regi. Ce regi? Regi, uite, de exemplu, veneam să întâlnească cu mine. Aoleu, am venit să... Veneai tu și mai încă unul. Da. Că ăla care a venit cu el, de exemplu, a pierdut brățara de la greșilat. Și a trebuit să-i o plătesc eu. A venit din cauza ta, a venit. Pe normal, 2-3.000 de euro. Tu ești de vină, plătenește nebățarea. Eu sunt de vină, păi ce am zis? Că eu l-am sunat și l-am chemat pe ăla. L-am chemat la întâlnire și a pierdut brățara, trebuia să-i o plătesc brățara și l-am sunat. E ca și când eu, că dacă m-a oprit poliția cu tine și mi-a dat amendă 10 milioane, trebuie să plătești tu amendă. Da, sau trebuia să îmi dea mie punctele, nu ție. Crezi că toată lumea e bea bune așa ca tine? Băi, pinte-o, bă, pe bune. Eu te învăț. Da, știi ce ai făcut o seară? Mi-ai de ochea pisica. Auzi, am de ochea pisica, lui Alin. Eu spun toate lucrurile astea ca să înțelegi tu altă dată. Ca să vezi tu cum e lumea asta pe unde umblăm. O fac regii, da. Adică altă dată dacă... Bine, acum, acum știi ce le-aș face? Acum, 1-1-2, toată lumea e cu noi. Ai înțeles? Așa le-aș face. Dar atunci nu știam nimic, atunci nu erau. Atunci nu exista 1-1-2. Nu exista, nu era poliția, nu era asta. Adică acum dacă cum. De o porcul trebuie să-i descânti, nu mai dai bani. Ai înțeles? Dar tot... Și eu dacă, de eu, dacă îi fac la pisica, dacă mă uit pe pisica lui Alin și eu de ochi... Dacă te uiți protești. Pe pisica, ai belit-o, mai bine nu-ți mai uita. I-ai zbârlit cu apă. Când vezi pisica, când vezi pisica prin casă, să întorci capul. Auzi, de ochi pisica, Aline. Dacă de ochi, de ochi pisica. Bă, trebuie cu minte, dar vin. Deci, pintea, să întorci capul când vezi pisica. Te dau afară, dă-mi casă. Doamne feri, nașpa. Mare treabă asta cu pisica, că mine să mănânce acolo lângă canapea la el. Pe bune, eu... Mama, mi-ai dat stres pe capul, chelia, acum nu mai pot să dorm noapte. Ia, ia mă, aoleu, ia mă, du-te în jos. Băi, da, nene, zis, uite să dea lumea comentarii să spună, da, dacă ai început de chelie sau nu. Și tu, Zaline, să vezi cum e. Să scadă părul să chelești. Păi tu mai ai 3 luni, ia. Tu chelești la 3. Stai să-mi dau seama cam câte luni mai ai. Ia întoarce-te un pic. Tu o să chelești așa la 30 de ani, 40. Păi da, dar tu în 3 luni ești pa. Dar Leo, tu cum ai chelit? Ia uite. Ia uite asta. Bă, uite-te aici. Bă. Chel direct. Acum, pentru că mă faci pe mine chelios, pun și eu ca aia cu diocheatul porcului. Să diocheat porcului. Păi ce, eu sunt chelios? Nu ești.
Păi am păr, nu vezi? E tun. Păi mai de mult aveai și în față, acum 10 ani. Tu zici, așa l-am dat eu. Păi acum 10 ani ce-i tu? Așa îmi place. Pintea, mie. Trebuie să plătești implantul de păr acum. Ați schimbat frizura cum ar veni, dar nu ești el. Trebuie să faci plata, Pintea. Mi-a schimbat un stilist. Baronul de la Trehaia. Ia cheamă pe Bulibașa, ca de ochea părul. Cheamă pe Bulibașa să facă judecată. Păi chiar așa din cauza asta, cu asta îmi cadă părul din cauza ta. Vezi, am zis că ești... Trebuie să dea mașina, Pinte, acum. Nu, nu. No. Pinte, ai nepotul. Bă, David. Mai glumim, da. Bă. De ochi ție părul să chelești. Bă, nu mai ieși la copilul. Să doneze copilul. Băi, prieten, tare întâmplarea cu porcul, noi vă lăsăm. Și revenim mai târziu, urmăriți contul Fane de la Strehaia, Leo de la Strehaia, David de la Strehaia, patroana Anca, toată șatra, știți voi pe cine trebuie să urmăriți. Și pe Pintea de la Strehaia, că o să apuce și el de vloguri. O să facă episoade cum am chelit partea 1, 2, 3, 4 și 5. Da, cum am chelit. Pe canalul lui Pintea de la Strehaia. Da. Cum am chelit. Nu uitați să vă abonați la Fane de la Strehaia, prieteni. Și ne vedem mai târziu. Vă pupăm, vă mulțumim și vă dorim o zi minunată tuturor. Pa, pa! Pa! Trebuie să